Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, e în paragină de mai bine de 15 ani și stă cu porțile ferecate pentru vizitatori. Simbolul viitoarei capitale europene a culturii a ratat la mustață finanțarea de 4 milioane de euro prin PNRR. Au primit bani, în schimb, alte 4 castele. Autoritățile locale au contestat deja procedura. Ernst locuiește de ani buni în Germania, la fel ca în urmă cu 10 ani, când a vrut să viziteze Castelul Huniade și acum a găsit lacătul pe ușă. Trist, asta. E trist. E normal să se întâmple așa într-o viitoare capitală europeană a culturii? Nu. Sunteți siguri că Timișoara o să devină capitala culturii? Eu nu sunt așa de sigur. Mai ales cu un monument ca acesta. Ridicat în secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara pe ruinele vechiului castel construit de Carol Robert de Anjou, acum e într-o stare deplorabilă. Este sediul Muzeului Național al Banatului, dar de mai bine de 15 ani stă închis. Nu e normal. Într-o viitoare capitală europeană a culturii? Ar trebui să fie de lux, da, asta e. Unde ați admirat-o de afară? De afară, din păcate. Să sperăm că se deschide, poate. Unde a fost lux odată, acum s-a așternut liniștea, împreună cu praful și pânzele de păianjen. Muzeul Banatului, program de vizitare zilnic între 10 și 16. Practic din anul 2006 niciun vizitator nu a mai citit acea plăcuță. Și tot de atunci, la casa de bilete din castel, străjeri sunt păianjenii. În unele locuri, istoria a fost pur și simplu ascunsă. Astfel de picturi au fost acoperite cu 16 straturi de vopsea, arată expertizele. Reabilitarea costă 40 de milioane de euro, o sumă exorbitantă pe care și autoritățile și-au dat seama că nu o pot oferi. Da, nu a avut șansă, pentru că e vorba de bani aici. Și fără bani de la guvern, indiferent de ce vom face noi, nu vom putea să deschidem acest castel. An la rând, accesul vizitatorilor în castelul Huniade a fost strict interzis. Acum, cel mai vechi monument din Timișoara ar putea să le ofere oamenilor o parte din istoria sa, începând cu anul 2023, când orașul devine capitala europeană a culturii. Construcția șubredă n-a avut noroc nici la împărțirea banilor veniți prin PNRR. Noi am contestat procedura de selecție, inclusiv în instanță, și așteptăm cu încredere rezultatul. Am primit 2 adrese cu punctaje diferite și atunci ni s-a aprins beculețul că ceva nu e în regulă. Proiectul de reabilitare a castelului Huniade ar putea totuși intra în finanțare prin supracontractare în PNRR. Cu un credit bancar și alți bani printr-un proiect transfrontalier cu Ungaria, autoritățile speră să adune întreaga sumă necesară.